rădăcine iubirii. Inimioara a suferit la spusele lui Valentin că este interesat de Alina. Ce-i supărată? Inimioara. Da, Valentin, ce este? De ce-i supărat? Nu am motiv. Preferam să fii sincer. Nu așa era drăguț din partea ta? Așa, și cu ce n-am fost sincer? Păi puteai să-mi zici. Știu că vrei să o cunoști pe Alina, tu spui că vreau să le cunosc pe toate și în live sunt într-o cunoaștere. Adică chiar m-am simțit ca ultima fraieră. Situația avea să fie analizată de Alina și Valentin. S-a supărat inimioara pe mine. Inimioara? De ce? Că mi-a zis că n-am fost sincer, că vreau să te cunosc. N-am prea înțeles exact. Deja mă simt prea cert. Dar nici cum nu-i bine. Ce s-a întâmplat cu tine în casa asta? E... Jale. Ți se întâmplă și afară? Mm-hmm. Sar femeile pe tine și afară? Hai, sar. Deci aici au sărit femeile pe mine? Dacă dar tu se ai fi intrat în casă și ți-ai fi exprimat dorința de a cunoaște, nu știu, 3-4 fete, mm-hmm, era altceva. Și de ce n-am făcut-o în felul ăsta? De ce? Pentru că eu dacă intram în casă și mi-e exprimat dorința de a cunoaște 3-4 fete, era strict pentru aspectul fizic. Corect. Iar pe mine nu mă interesează chestia asta. Păi uite, de exemplu, inimioara este o fată foarte de treabă, da? Da. Tu ai putea să fii cu ea? Da. Adică așa, dacă mă întreb fictiv, da? Vorbim fix, dacă aș putea să fiu sau nu. Atunci de ce mai ai ales pe mine? Doamne, ce întrebări și cum pui, ce, pe ce scară pui problema, ce balanță pui. Nu știu, în viața mea am văzut o grămadă de cupluri în care aș fi zis că n-au ce să caute ăștia împreună, pentru că de unde până unde. Eu... Da, dar eu sunt sigură că dacă un băiat este urât cu, de exemplu, este cu o fată mai frumoasă, sigur, fata aia tot vede frumos pentru ea. Nu l-a cunoscut așa, gen, mamă, e urât, dar hai să-l cunosc, că poate îmi place caracterul. Eu nu aș putea să stau cu un băiat urât dacă îmi place caracterul. Așa, în fața ochilor tăi, cum ar fi. Înțeles. Minte fizic trebuie să-mi placă, după care să-l cunosc și dacă e ok. Am înțeles. În neserința mea, mi-am dat seama că nu mai pot fi sigur atât de tare și atât de amplu pe lucrurile astea. Să știi că nu mi-a plăcut deloc discuția despre stilul meu vestimentar. Când aici? Nici aici, nici nici. Dacă am pus problema și că s-a ridicat problema. Îmi pare rău. Dar, uite, în felul ăsta nu ne cunoaștem. În felul ăsta îți dai seama ce fel de persoană sunt. În felul ăsta îți dai seama dacă ai putea să treci lângă un om ca mine sau nu. Și eu la fel. Adică nu o să fie tot roz. Păi și tu ai putea să stai lângă o persoană dacă se îmbracă ca mine, de exemplu? Da, altfel nu mai vorbeam la tine. Eu nu ți-am atras atenția pentru cum te-ai îmbrăcat. Eu ți-am atras atenția că dacă te îmbraci așa, ai grijă. Dar nu s-a înțeles chiar asta. Nu ai zis că te deranjează doar dacă nu are grijă. Nu, uite, spun ție chestia asta, că la urmă, dacă e să fie ceva ție, ar trebui să speți de chestia asta. E important că și cu anii te ziceam la băieți, bă, dacă tot celor ok ai ascult, nu stai așa, nu? Pe tine te interesează de părerea părinților mei, normal, părinții mei m-au crescut, mi-au dat viață, m-au educat. Stai, n-am zis dacă te interesează de ei, am zis dacă te interesează părerea lor în alegerile tale. Nu știu că ți-am zis acolo, chiar îmi doresc să primez binecuvântarea din partea lor, dar ei, cu siguranță, în funcție de alegerea mea, să-mi dau binecuvântarea. Dar de cu ce se ocupă? Animale, fermă. A, asta că ai zis, da. Și tu te ocupi și de? Nu, nu am cum să mă ocup și de asta. M-am săturat, adică în viața asta prea mult am muncit la animale și asta ca să mă fiu curios vreodată. Nu a fost duminică, nu a fost sărbătoare, nu a contat că a plouat, că am fost acolo. Pentru că nu tot în viața înseamnă bani. Și asta am vrut să-mi demonstrez și mie, pentru că în ultimul de la 25 încoace cam m-am maxat și eu pe chestia asta. Dar și dacă nu ai, tot te stresează maxim. Poți zic că la nivelul în care poți să... Singur sau cu familie poți să trăiesc modest. Crezi că până acum ai iubit vreodată sincer? Dacă am iubit eu sincer. Da. Da, iubit. Și chiar ai fost rece în relațiile tale? Probabil că și din cauza că am fost sufocat foarte tare. Și ce defecte mai ai? Să știu dacă le accept. Nu știu, în afară de înălțime? Nu știu ce. Hai, ce te-ar interesa așa, mai mult să ai vrea să știi dacă ar fi un defect sau nu? Ce ți-a mai reproșat ție? Că nu faci. Asta, atenția, asta e în toate porțile. Ai zis că nu ești gelos, nu? Nu. Sau n-am fost până acum? Da, adică am și eu doza mea de gelozie. De la gelozie la mici tachinării nu a mai fost decât un singur pas. Ok, oricum eu am venit la tine. Da, nu mai dat brațe. Nu te luam, nu. Și dimineața când ai venit, mai s-a dat așa. Da, pentru că nu vreau să fie chestia asta, nu vreau. Ești de acord? Vrei să fie o chestie mai...
vrei să fii, vrei să ne declarăm cuplu? Nu. Nu? Nu. Și atunci? Ce se trebuie? Nu, 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 nu. Nu mai atinge că se interpretează. Vrei să ne declarăm cuplu? Nu. Nu vrei? Încă stau să te analizez și tot nu vreau să îmi dau seama ce nu o să se întâmple. Hai să zic eu altul. Nu o să-ți dai seama, pentru că tu stai să analizezi părțile pe care ți le arăt. Da, și tocmai arăți părți nasoale, nu știu cum să zic. Hei, ia-le așa. Să le iau așa nasoale, nu? Nasoale. Dacă așa vrei să le... Pentru că asta înseamnă că o să mă îndepărtez. Dacă eu văd doar chestii nasoale, că așa vrei tu să arăți doar chestii nasoale. Că vreau să arăt. Păi și dacă, uite, de exemplu, că am înțeles eu că ți-ți place de Larisa și mă îndreptam, nu știu, spre albăt. Înseamnă că nu erai pentru mine. Capricile iubirii. Aș vrea să înțeleg și eu ce înseamnă pentru voi că vă cunoașteți unul cu celălalt. Lăsați loc și altor întâlniri? Nu aș pune problema chiar așa. În primul rând pun... Ba da, eu am pus-o așa și dacă vreți să-mi răspundeți bine, dacă nu, nu. Okay. E o întrebare simplă la care aștept un răspuns la fel de simplu, dacă puteți să-mi-l dați. Da, n-a... Sau dacă vreți să-mi-l dați, dacă nu, de nu. Sigur. Așa. Da, nu aș vrea să pun monopol pe Alina, de nicio culoare. Dacă dorința ei este să cunoască alte persoane, chiar o rog frumos. Chiar am rugat colegii din casă să nu se oprească din a interacționa. Eu nu te întreb despre Alina, eu te întreb dacă tu vrei să mai cunoști și pe altcineva. De interacționat o să interacționez și cu altcineva, dar de cunoscut m-am oprit și am declarat că o cunosc într-un mod mai special pe Alina. Uh-huh. Și tu, Alina, ce zici? I-am spus să facă ceea ce simte. Eu am zis că nu vreau să cunosc în mod special un alt bărbat din casă, uh-huh. Dar de vorbit și interacționat normal, că o să vorbesc cu toată lumea. Asta s-ar întâmpla și dacă o să fiți un cuplu. Da. Eu am întrebat cu totul și cu totul altceva. Am zis, în mod special. Adică, știi ce am întrebat eu așa mai pe românește? Mă, aveți exclusivitate unul cu celălalt sau mai aruncați câte o cheadă și în dreapta și în stânga? Te rog. Eu am spus, în mod special, chiar nu vreau. Ioane, tu de ce râzi, mă? De ce ai lăsat-o pe ea să răspundă? Răspunde, mai gândește, răspunde tu primul. Da, sunt foarte curios dacă pentru Valentin mai există vreo fată în casă. Și să știți că mai pot să vă pun aceeași întrebare în 20 de moduri. Mulțumesc. Și am răbdare, nu e problemă. Eu din ce am observat din discuție, prin felul de a fi al lui Valentin, le așteaptă ca fata de lângă el, pe care vrea să o cunoască, să pătrundă mai mult în personalitatea lui și să nu se oprească strict la ceea ce vrea el să arate. Cred că asta a încercat el să spună, să ia-le cum vrei, dacă tu vrei să sap mai mult, poți să mă cunoști mai mult decât... În schimb, Alina văd că ea vrea certitudine, ea vrea cumva să-și marcheze teritoriul, să fie sigură că cumva atenția lui Valentin este doar asupra ei și nu mai sunt alte opțiuni pe lângă. E da. Normal să-mi doresc asta, să știu că el are atenția pentru mine. Dar tu? Eu am spus asta. Păi și el a spus același lucru. De ce la el e altceva și la tine ar fi altceva? Că vrea să te cunoască pe tine în mod special, asta ai spus și tu, dar interacțiune cu ceilalți? Pentru că știți că întrebarea următoare este ce înseamnă interacțiune cu ceilalți. Nu o să punem presiune, nici eu nu o să-mi pun presiune pe Alina și nici Alina nu cred că o să pună presiune pe mine. Cred că o să lăsăm lucrurile să decurgă într-un mod cât mai natural și frumos. Larisa! Te-a deranjat că nu mi-am dus ideea la început de întâlnire până la capăt și că nu i-am spus n-am spus că și tu te-ai uitat la Valentin să vezi dacă e bine, nu? Ție nu-ți mai place? Sincer, nu mai îmi place Valentin. Cum, așa? Dar ți-a plăcut foarte mult, nu? Mi-a plăcut, mi-a atras atenția. Mi-a atras atenția foarte mult, dar mi-a dat seama de unele lucruri. Și dacă el vrea să interacționeze cu tine? Dar eu vorbesc cu el și ne înțelegem bine. Dar nu dacă vrea să interacționeze cu asta zic. Mai mult, nu. Mie mi se pare că Larisa cumva a depus armele jos mult prea repede. A venit la început cumva foarte bun, a văzut că i-a captat atenția lui Valentin, dar între timp a văzut că l-a scăpat un pic din mână, ca să zic bun, așa. Bun, hai să întreb eu altceva. Nu ești obișnuită să fii refuzată? Bună întrebare! Dar nici nu consider că am fost refuzată. El a fost primul care a venit la mine și întotdeauna m-a căutat. Și înainte să avem micul dejun, eu deja adătusem niște pași în spate. Aha, bine.
Să fie așa cum zici tu. O singură întrebare mai am la tine, Alina. De ce l-ai întrebat pe Valentin dacă ar putea să fie cu inimioara? Știți de ce? Că am senzația așa că o tratați pe inimioara de parcă ar fi dintr-o altă categorie de oameni. Nu, nu o tratăm în niciun fel, doar că noi am avut o discuție afară și despre religie și despre... Și mie mi se pare că din punctul ăsta de vedere ei văd lucrurile la fel și de-aia mă gândeam ca și comportament sunt acolo. Și de-aia am întrebat. Că fizic nu mi se pare că se potrivesc. Da, da, știi. Mi s-a părut o doză de aroganță din partea Alinei, adică tu ai putea să fii cu inimioara, uite. De-aia am întrebat și eu. Eu și cel puțin așa a fost vibe-ul care l-am primit când am văzut materialul. Nu, m-am referit la comportament. Eu sunt curios și de ce ai spus tu, Valentin, că ai putea să fii cu inimioara, dar doar fictiv. Puneam problema, hai să punem problema, hai să ne imaginăm că aș putea să fiu. Dacă ar fi un desen animat, dacă am trăit într-un desen animat, ai putea. Da, eu am. Dar în realitate... Și în realitate, până la urmă, nu cred că... Deci nu doar fictiv. Da, nu doar fictiv, dar nu văd o problemă în direcția asta și nu văd, chiar nu văd de ce. Măi, Valentin, hai, fie vorba între noi. Ar trebui să vorbești și tu cu subiect și predicat, dacă nu mai vrei atâtea întrebări, adică dacă vrei să continuăm, eu pot să te întreb în 1000 de feluri același lucru și tu poți să fii evaziv de 1000 de ori. Știi, e mai simplu că reducem timpul telespectatorilor către informație cu mult. Și nici noi nu ne mai batem capul și nici nu mai consumăm energie. Știi cum e? Nu vreau pe aia, ba, vreau pe aia, nu vreau așa, dar vreau așa. Mai bărbătește, frate, cu cărțile pe masă. Scoate toți așii din mânecă și folosește-i. Pe toți azi. Da, exact. Și știi, să știi că eu cred, acum, ce să zic, sunt și o femeie și de partea fetelor. Până la urmă și fetele așteaptă treaba asta. Iar dacă eram în locul Alinei, îți ziceam vreo două dacă mă întrebai dacă vreau să fac cuplu cu tine. I-a zis vreo două. Înțelegi? Păi nu există. Păi ce facem? Ne jucăm de alba neagră aici. Ori e albă, ori e neagră. Consider că până faci un cuplu stabil, cred că avem multe informații de schimbat. Bine, te las să nu zici că am ceva cu tine. Mie mi-ești foarte simpatic. Dar un pic mai hotărât așa. Nu le mai învârti tu chiar pe degete, că s-ar putea să rămâi... Învârtit. Învârtit tu. S-ar putea să te ia ele și să te dea cu capul de toți pereții fără să...